Stimați prieteni, bună ziua și Hristos în viață! În această zi la analize economice vom discuta un subiect, în opinia mea, extrem de important, odihna moldovenilor sau turistul moldovean, unde merge să odihnească, ce face, cum face. Această discuție care avem astăzi este rezultatul unei munci destul de lungă durată, împreună cu CBS AXA, companie de sondaj. Am realizat un sondaj național pe un eșantion de 1600 de persoane, unde am intervievat oamenii și le-am pus diverse întrebări legate de modul lor de a se odihni. De ce am făcut acest lucru? Nu am găsit în spațiu public în Republica Moldova anumite date statistici privind numărul de moldoveni care merg la odihnă în țară, peste hotare, unde merg ei, ce fac ei. Sunt anumite date realizate pe plan internațional, însă ele, fiind agregate de pe întreg mai în pământ, nu ne oferă detalii necesare. De ce Edizviitorul face acest lucru? Apropo, trebuie încă o dată să menționez că acest proiect de analiză economică este un proiect comun Edizviitorul împreună cu Privesc EU. Dar de ce viitorul, de ce noi astăzi am decis să ne oprim la turism? Noi avem ferma convingere că turismul, și în special turismul rural, turismul verde, este o alternativă pentru Republica Moldova, dezvoltând turismul, care la noi, din nefericire, este foarte slab dezvoltat, chiar în comparație cu țările vecine. Din acest motiv, noi am lansat o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană împreună cu județul Galați în România, municipiul Reni, raionul Cahul din Republica Moldova, turismul verde transfrontalier. Nu este prima inițiativă a Edizviitorul. Am realizat un proiect de acest gen la nordul Republicii Moldova, în regiunea Iampol și Soroca. Din acest motiv, noi, înainte de a vedea cum putem dezvolta în Republica Moldova turismul, am dorit să aflăm în ce stare se află turismul în Republica Moldova, unde se odihnesc moldovenii și, în general, care este potențialul industriei turistice, ținând cont de preferințele de odihnă al cetățenilor Republicii Moldova. Înainte de a merge la detalii, vreau să vă dau câteva flash-uri sau câteva concluzii de bază să vedeți ce se întâmplă. Prima concluzie este aceea că în Republica Moldova, 2/3 din moldoveni, în general, nu merg la odihnă. Sau cel puțin în ultimii 5 ani n-au fost niciodată. Deci cetățenii noștri, inclusiv din cauza sărăciei, mai departe veți vedea profilul turistului și profilul respectiv acelor care se odihnește, deci din cauza sărăciei, din cauza diferitor lucruri, oamenii noștri nu prea merg la odihnă, de fapt 2/3 nu merg niciodată. Dintre aceștia, din restul care merg, avem 12% care cel puțin odată în câțiva ani de zile își poate permite luxul sau are dorința și chiar merge la o odihnă undeva. După aceasta avem 15% de moldoveni care merg cel puțin o dată în an la odihnă și avem 5% care se odihnesc de 2-3 ori sau chiar de mai multe ori pe an. Al doilea lucru este că 80% din călătoriile de odihnă ale moldovenilor sunt preferate de a le face peste hotarele țării. Deci moldovenii cel mai mult își doresc să se odihnească peste hotarele țării. Dacă vorbim despre peste hotare, țara de bază în preferința moldovenilor este Ucraina. 45% din călătoriile cetățenilor noștri peste hotare sunt realizate în Ucraina, este și evident, este alături. Pe locul 2 se află Bulgaria cu 30%, România, țara vecină, se află în topul 5, pe locul 5 al preferințelor moldoveni, unde 12% din călătoriile de odihnă peste hotare sunt realizate de către moldoveni în România. De fapt, această cercetare am vrut să vedem totodată în paralel dacă pandemia a avut-o în careva impact asupra turismului. Bănuiți că a avut loc, într-adevăr a fost o situație dramatică, aș putea spune. Numărul moldovenilor care s-au odihnit în anul trecut, în 2020, a fost de 4,3 ori mai mic decât în 2019. Practic, de 5 ori s-a redus numărul călătoriilor, mai mult de 5 ori peste hotare. În interiorul țării am avut o reducere, dar nu atât de dramatică. Despre aceasta vom vorbi mai târziu. Deci, tot ce vreau să spun este că cetățenii noștri, o mare parte, din păcate, nu își pot permite luxul de a se odihni. Iar cei care se odihnesc în proporție de 80% decid să facă lucrul acesta peste hotare, în topul preferințelor este Ucraina. Acum, dacă ne uităm la slide-ul 2, este întrebarea care am pus-o noi. De câte ori, dacă v-ați odihnit vreodată în ultimii 5 ani de zile? Această întrebare a fost formulată pentru a vedea, în general, care este numărul cetățenilor Republicii Moldova sau bazinul cetățenilor posibil pentru a avea la odihnă. Nu este foarte greu de făcut un calcul. Dacă noi știm că avem în țară 2,6 milioane cetățeni,
32% din ei, vedem foarte clar că cel puțin o dată la câțiva ani de zile, vreo 500.000 de cetățeni în Republicii Moldova, decid să meargă undeva la odihnă. Care este profilul turistului moldovean? Cine sunt cei care se odihnesc? Poate lucrul acesta este interesant și pentru agenția turistică. Sunt câteva lucruri interesante. Deci dacă noi vorbim că în total avem 32% din moldoveni merg măcar o dată în câțiva ani de zile la odihnă, avem o diferențiere foarte mare în dependență de diferite profiluri ale cetățeanilor noștri. Spre exemplu, oamenii cu studii superioare, prima care se vede foarte clar, ca să luăm așa de la un capăt, este vârsta. Tinerii de la 18 până la 29 de ani, 54 sau mai mult jumătate din tineri, merg cel puțin o dată în câțiva ani de zile, dar merg și mendies, merg la odihnă. Deci noi avem o diferențiere, e clară în dependență de vârstă. Deci tinerii merg în proporție de 54%, iar cei cu vârsta de 60 de ani și plus, evident, ăștia sunt oamenii cu venituri mult mai modeste, doar 13%. De fapt, practic, fiecare a șaptelea persoană în vârstă merge la odihnă, cât privește tinerii, fiecare a doilea. După studiile respondentului, iarăși avem foarte clar, deci oamenii cu studii superioare, oamenii care au educație mai mare, ei își permit, dar nu doar își permit, dar și consider important pentru ei, că aici nu vorbim doar de a-ți permite, dar și considerăm important pentru ei, 54% mai mult de jumătate din oameni cu studii superioare merg la odihnă. Cât privește oamenii cu studii incomplete sau cu educație mai slabă, iarăși doar 11% din ei merg la odihnă. Vedem o diferențiere foarte clară, chiar după nivelul de studii. Iarăși e foarte important după mediul de ședință. Oamenii din orașe, 45% sau aproape jumătate de oameni din orașe merg la odihnă. Cât privește populația rurală, doar 20% sau fiecare a cincilea din oamenii de la sate merg cel puțin o dată în câțiva ani de zile la odihnă. Este foarte interesant că există o diferențiere destul de pronunțată după genul respondentului. De aici observăm că bărbații merg și își permit sau doresc să meargă la odihnă, merg nu foarte mare diferență, dar ceva mai mult decât partea feminină la odihnă. Deci avem aproape 37% din bărbați în condițiile când doamnele mai puțin de 30% merg la odihnă. Și aici, restul dumneavoastră le puteți vedea, le puteți după aceasta urmări, dar aceasta a fost principala concluzie. Următoarea întrebare a fost, evident, aici există o mică eroare cu datele în timp. Noi am întrebat oamenii să-și aducă aminte cât de des au fost la odihnă ultimii ani. Evident, cele mai calitative date sunt pentru 2019-2020, deoarece sunt aproape de noi, dar avem și pentru 2017-2018, deoarece sondajul este realizat pentru prima dată. Noi am luat datele și în dinamică. Sperăm foarte mult că astfel de sondajul îl vom face în fiecare an și în felul acesta vom avea date exacte privind plecarea moldovenilor la odihnă. Dacă vă uitați atent în grafic, veți observa că, în general, numărul de moldoveni care merg cel puțin o dată în an la odihnă este aproape de 20%. Din ei, aproximativ 15%, cum am mai spus-o și la început, merg o dată pe an, apoi 2-3% merg de două ori pe an, iar 1,6-2% din oameni merg de 3 sau mai multe ori pe an. Deci avem un grup micuț de cetățeni care sper permite luxul să meargă mai mult de 3 ori pe an la odihnă, dar, în general, în jur de 20% din cetățenii Republicii Moldova, cel puțin o dată pe an, merg undeva să se odihnească. Cât privește anul 2020, vedem o cădere destul de puternică. Deci numărul de cetățeni care au mers cel puțin o dată la odihnă în 2020 a scăzut până la 6,7%, când spunem că aici s-a redus aproximativ de 3 ori, însă numărul total de odihnă a fost cu mult mai mare, deoarece încă o dată reamintesc că vorbim număr de cetățeni care merg la odihnă, dar să nu uităm că o parte din ei merg de câteva ori pe an la odihnă și cei care merg câteva ori pe an la odihnă și-au permis și în anul 2020 merg cel puțin de 2-3 ori pe an. Deci ea a scăzut nu și-au permis să meargă în ce scuze, de 2-3 ori pe an. Deci a scăzut atât număr de cetățeni cât a scăzut și frecvența. Cei care mergeau de câteva ori pe an în 2020 și-au permis doar o singură dată să meargă. Următoarea întrebare este unde merg cetățenii noștri să odihnească. Am dorit să vedem dacă există o diferențiere dintre preferințele de odihnă ale cetățenilor
în mod obișnuit și ce s-a întâmplat în anul 2020. Și observăm că există o diferențiere destul de puternică. În mod obișnuit, până la pandemie, 80% din cetățenii Republicii Moldova decideau să meargă la odihnă peste hotare și 20% preferau să odihnească în Republica Moldova. Cât privește în anul de 2020, în anul de pandemie și începutul anului 2021, lucrurile puțin s-au modificat, doar 68%, mai puțin de 70% au mers peste hotare și aproape 32% au preferat să odihnească în Republica Moldova. De fapt, cetățenii Republicii Moldova, în condiția pandemiei, în condiția când a fost foarte greu sau destul de dificil, dar merge undeva la odihnă peste hotare, ei au decis să se odihnească în Republica Moldova. Evident, am dorit să vedem care este profilul cetățenilor noștri care merg la odihnă în Republica Moldova. Am luat de referință anul obișnuit până la pandemie. În pandemie profilul s-a schimbat, dar am luat de până la pandemie. Deci, în mod normal, în Republica Moldova se odihnesc 20% din cetățeni. Dacă ne uităm după vârsta respondentului, atunci putem observa că cei în vârstă, dacă în mod normal 20% se odihnesc în Republica Moldova, dacă ne uităm atent după vârsta respondentului, avem 26,4% din oameni în vârstă se odihnesc în Republica Moldova. De fapt, oamenii în vârstă, practic, toată odihna lor care își o pot permite să facă, o fac anume în Republica Moldova, în afara țării, prezența lor este foarte slabă. După nivelul socioeconomic, chiar și oamenii cu studii, după nivelul de trai, oameni cu nivel înalt de trai se odihnesc mai mult în Moldova, aceasta se explică foarte simplu. Pentru ei, odihna în Moldova, de fapt, este o odihnă suplimentară la odihna de bază peste hotare. De fapt, oamenii care cu venituri modeste, ei nu se odihnesc nici în țară, nici peste hotare, iar cei care au un nivel economic mai ridicat, ei se odihnesc peste hotare și a doua sau a treia odihnă este realizată în Republica Moldova. Vedem după mediul de reședință, iarăși domeniul urban, asta este și peste hotare și în interiorul țării, și restul le puteți vedea în analiza pe care Iris Viitor o face public, unde veți vedea toate detaliile privind odihna. Următorul lucru care am dorit să-l aflăm, cum se odihnesc moldovenii sau modul prin care ei merg la odihnă. Am întrebat cum merg ei de atunci când merg la odihnă, cum merg eu, prin agenția de turism sau merg în mod individual. În Republica Moldova, și aceasta n-a depins nici de perioada pandemiei, nici până la pandemie, din cauza aceasta am pus acest lucru, că indiferent, este pandemie, nu este pandemie, a scăzut, a crescut numărul de moldoveni, proporția se respectă cam la fel. 75% din moldoveni preferă să meargă la odihnă pe cont propriu și doar 25% apelează la agențiile de turism. Dacă agențiile de turism vor să vadă care este potențialul pieței, el este în principiu format din două elemente. Prima, noi trebuie să creștem numărul de cetățeni în Republicii Moldova care consideră odihna o prioritate pentru ei, deci care înțeleg că este bine și normal să mergi la odihnă, fie în țară, fie pe hotare, asta este primul lucru. Și doi, să explici cetățenilor Republicii Moldova cu odihnă organizată este mai bună, mai calitativă decât o odihnă făcută pe cont propriu. Deci dacă noi vom reuși să explicăm cetățenilor Republicii Moldova acest lucru, atunci noi vom crește foarte mult potențialul și capacitatea pieței de organizare a turismului. Încă o dată vreau să reamintesc, noi avem doar o treime din cetățenii Republicii Moldova care merg la odihnă și din ei doar a patra parte merg în intermediul unei agenții turistice. Cine sunt oamenii care apelează la serviciile agenției de turism? Iarăși am vrut să ne uităm aici, vedem că pe primul loc, deci dacă în mod normal la noi la agenția de turism apelează 25%, noi vedem că vârsta, oamenii vârstă de aceasta matură, 30-44 de oameni care așa mai stabili, apelează mai des sau 36% din ei merg prin agenții și persoanele în vârstă tot destul de mult, 31%. Cât privește tinerii, ei sunt cei mai puțini, ei de regulă merg pe cont propriu, ei consideră că viața este înainte și nu are sens să complice cu agenția, ei și-au luat geanta și-au plecat undeva la odihnă. Deci tinerii sunt cei care evită agențiile de turism.
În rest, după celelalte caracteristici le vedeți, în principiu oamenii cu studii superioare tot preferă mai mult agențiile, oamenii cu nivel înalt de venituri tot preferă agențiile, vedem tot pe 30%, deci există o mică diferențiere, cea mai mare este totuși după vârstă, deci cei mai în vârstă preferă agențiile, cei tineri preferă să meargă pe cont propriu. Să nu uităm că 80% din cetățenii noștri care merg la odihnă aleg să se odihnească peste hotarele țării și am dorit să aflăm unde ei se odihnesc. Din acest motiv am întrebat în ce țară merg ei la odihnă. Vreau aici să atenționez că procentul care să-l însumăm noi este mai mult de 100% din simplu motiv că mulți din cetățenii noștri merg de 1, 2 sau 3 ori la odihnă. Din acest motiv întrebarea a fost: dumneavoastră, unde mergeți peste hotare? Din cei care am întrebat, 46% au spus că ei merg la odihnă peste hotare în Bulgaria. Deci, practic, fiecare a doilea moldovan merge în Bulgaria. Pe locul 2, în Ucraina. Pe locul 2 se află Bulgaria cu 30,8%, pe locul 3 Turcia cu 17,4%, urmează Grecia cu 12,2%, apoi România cu 12% și Italia cu 10,5%. Să nu uităm încă o dată, când vorbim de odihnă, în marea majoritate a cazurilor, cetățenii noștri merg la odihnă fără agenție de turism, de aceea pentru cetățenii noștri, atunci chiar când merg la rudele lor, spre exemplu, în Spania, Franța, Grecia sau Italia, ei o văd ca odihnă de călătorie, ei o văd ca odihnă și de atâta noi avem și țările mai îndepărtate de noi. Primele țări este evident că, într-adevăr, aici se merge prin agenții mai mult. Cei care merg în Ucraina sub formă de odihnă, nu există, practic toate vârstele sunt la fel, deci nu există careva discrepanțe majore, decât după nivelul de studii, vedem cu oamenii cu studii medii generale, deci oamenii, să zicem așa, oamenii clasa medie, clasa muncitorească, deci nici oamenii cu studii superioare, dar nici nu sunt oameni fără studii sau cu muncă necalificată, deci sunt oamenii, cum numim noi, nu este corect clasa medie, dar sunt clasa, deci muncitorii profesioniști, ei în proporție de 70% aproape preferă Ucraina. Deci aceștia sunt oameni care au venituri nici nu foarte mici, dar nici nu foarte mari, deci își pot permite luxul de a merge undeva la odihnă și pentru ei Ucraina este țara de bază unde ar putea merge. După alte caracteristici, diferența aproape nu există, de fapt profilul cetățeanului nostru care se odihnește în Ucraina este cetățean care duce un mod modest de viață, are anumite venituri și își poate permite luxul de a se odihni, dar nu la un preț foarte mare. Și pentru ei Ucraina este pe primul loc. Fiindcă atât de clar este profilată cetățeanul nostru cu venituri nu prea cu studii medii, am vrut să vedem dacă cum este profilul lui separat. Deci asta este cetățeanul cu studii medii, este clientul de bază a partenerilor noștri din Ucraina. Încă o dată reamintesc că IDIS Viitor acum implementează un proiect finanțat de Uniunea Europeană privind turismul transfrontalier. Încercăm să încurajăm turismul verde în zona transfrontalieră Galați-Reni-Cahul și fiindcă lucrăm cu partenerii noștri din Ucraina, am pregătit și pentru ei să le arătăm care este profilul cetățeanului nostru care se odihnește. Din acesta cu studii medii, care este clientul de bază a Ucrainei, aproape 70% din ei preferă să odihnească în Ucraina. Pe locul 2 este Bulgaria, datorită prețurilor nu foarte mari, 33,7%, și apoi urmează România cu 19,2%. Vedeți că în cazul dat cetățenii aceștia, ei preferă să odihnească undeva aproape de casă pentru a-și minimiza costurile. Următorul lucru este, deoarece noi lucrăm și cu România, am dorit să vedem care este profilul cetățeanului din Republica Moldova care preferă să se odihnească în România. Dacă ne uităm atent, cetățenii care se odihnesc în România sunt 12%. Cel mai clar să vede cine se odihnește în România mai mult sunt persoanele tinere. Deci persoanele pe vârsta de 18-29 de ani, ei sunt 20% sau aproape două ori mai mult decât media obișnuită din cei care preferă să se odihnească în România. De fapt, tinerii sunt cei care și asigură un număr cât de cât al moldovenilor care se odihnesc în România. Următorul exercițiu care l-am făcut a fost ceva mai complicat, și
Eu am fermă convingere și convinc lucrul acesta toată lumea că sondajele îți permite să faci analize economice și îți permite să deduci cifre cu profil economic reieșând din sondaje. Este un exercițiu nu foarte simplu, necesită o anumită muncă, dar până la urmă se reușește. Deci în baza sondajelor pe care l-am realizat noi, am reușit să identificăm numărul de călătorii ale cetățenilor Republicii Moldova de până la pandemie și în timpul pandemiei. Aici vreau să spun că numărul de călătorii este mai mare decât numărul de cetățeni, deci când ne uităm în următorul slide, numărul călătoriilor în scopul de odihnă ale moldovenilor, am spus numărul de călătorii din simplu motiv, că încă o dată reamintesc că avem cetățeni în Republicii Moldova care se odihnesc de 2-3 ori pe an. Din acest motiv, noi avem aproximativ 550-570 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care în fiecare an, într-un an obișnuit, merg la odihnă peste hotare, însă numărul de călătorii este aproximativ de 800 de mii. Deci avem undeva un număr de 5% sau 130 de mii de cetățeni ai Moldovei care merg la odihnă mai mult deodată pe an și din cauza aceasta noi avem 550-600 de mii de cetățeni care merg la odihnă și avem 800 de mii de călătorii de odihnă. Acestea 200 de mii de călătorii de odihnă apar în plus din simplu motiv că avem 130 de mii de oameni care se odihnește 2-3 ori pe an. Dacă ne uităm atent, în anul 2019 noi am avut 784 de mii de călătorii. Am dat cifra atâta, ea este aproximativ 800 de mii. Iar în anul 2020, numărul călătoriilor a scăzut până la 180.000. Deci de 4,3 ori. De la 780.000 de călătorii, în anul 2020 am avut doar 180.000 sau cu 500.000 mai puțin. Deci avem o scădere dramatică. Cel mai mult a scăzut din contul călătoriilor peste hotare. Dacă în anul 2019 noi am avut 645.000 de călătorii în scopuri de odihnă peste hotare, atunci, în 2020, ele au fost doar la nivel de 120.000. Scăderea este de 5,4 ori. De fapt, cel mai mult a scăzut industria odihnei sau turismul moldovenilor din contul celor care plecau peste hotare. Cred că acest lucru ne-l poate confirma și agențiile de turism, chiar dacă ei au doar a patra parte din călătoriile vând ei. Cât privește odihna în Republica Moldova, aici situația tot a scăzut, dar nu atât de dramatic. Dacă noi în anul 2019 am avut 140.000 de călătorii în scopuri de odihnă în Republica Moldova, atunci în 2020, în perioada pandemiei, numărul lor a scăzut până la 60.000 sau de 2,2 ori. Dacă observăm, deci odihna pe teritoriul Republicii Moldova a suferit tot din cauza pandemiei, dar nu atât de grav cum s-a întâmplat în alte cazuri. Și aici ultimul ce vreau să arăt, ultimul slide este impactul COVID asupra călătoriilor peste hotare. Deci dacă ne uităm atent, am luat primele 10 țări. Evident, le-am pus toate 10, că poate cineva vrea să vadă unde la noi se odihnesc. Dacă observăm atent, în 2019 am reușit să calculăm număr de călătorii. Noi am avut în Ucraina 190.000 de călătorii de odihnă în anul 2019. În anul 2020 numărul lor a scăzut de 9 ori până la 20.000. Deci este cel mai mare impact este Ucraina și este evident din ce cauză. Ei aveau Ucraina ca fiind țara de bază, de destinație a turismului moldovean. Apropo, în baza unor cercetări internaționale, pentru Ucraina, turismul receptor, prin primul loc, este Republica Moldova. Deci cetățenii din Republica Moldova asigură cea mai mare cotă de turiști străini care se află pe teritoriul Ucrainei. Deci Ucraina, cel mai mare beneficiu industria turistică îl primește de la turismul care vine din Republica Moldova. Și el anul trecut a fost afectat grav, deci Ucraina a pierdut enorm. România, care este partenerul nostru în acest proiect legat de turismul verde, numărul de turiști care mergeau în România în mod obișnuit până la pandemie era aproape de 50.000 de călătorii. Numărul de turiști este mai mic, am explicat cu număr de câteva ori, iar în perioada pandemiei au mers doar 6.000 de persoane, au făcut o călătorie de odihnă în România. Deci scăderea este tot aproape 9 ori. Bulgaria,
A doua țară ca destinație, mod obișnuitare, undeva 125.000 de călătorii în Bulgaria, anul trecut au fost 18.000, o scădere de 7 ori. Restul țărilor, deja le vedeți și dumneavoastră, în toate au fost înregistrate anumite scăderi. Dacă observăm în Italia, Franța, Spania, scăderea nu a fost atât de semnificativă, a fost destul de modestă, oamenii oricum și-au putut permite să meargă acolo și este interesant Turcia, care se află pe locul 3, scăderea a fost tot nu atât de mare, de la 71.000 în mod obișnuit de cetățenii Moldovii care merg la odihnă în Turcia. În perioada pandemiei numărul lor a scăzut cu doar 3,6 ori, până la 20.000. Cred că aceasta se explică prin politica extrem de activă, să nu zic chiar agresivă, a guvernului turc, care încearcă prin toate modalitățile posibile să mențină turiștii în Turcia, inclusiv după ce Rusia a pus interdicții ca să meargă turiștii din Federația Rusă în Turcia, guvernul turc întreprinde toate măsurile pentru ca să atragă turiști în țara sa și dacă în alte țări sau în țările de vecinătate numărul cetățenilor din Moldova a scăzut dramatic în această perioadă, în Turcia, să zicem, scăderea a fost, dar nu atât de dramatică. Aceasta a fost, pe scurt, rezultatele sondajului pe care am vrut să le prezint. Concluzia este următoarea. Cetățenii Republicii Moldova trebuiesc încurajați să-și creeze un stil de viață cu introducerea în agenda familiilor a odihnii, un lucru necesar. Al doilea lucru, să încurajăm cetățenii noștri să se învețe să odihnească în Republica Moldova, inclusiv prin intermediul turismului verde, în zonele frumoase ale Republicii Moldova, peisagistice, cum ar fi în cazul dat în regiunea Cahul, dar avem și în alte părți, dar în Cahul este Delta Prutul extrem de frumoasă. Alăturea, dacă reușim turismul transfrontalier, atunci poate merge în regiunea Renin, în Ucraina, poate merge în regiunea Calața. Asta este scopul nostru, să încurajăm turismul transfrontalier, cei din România și Ucraina să vină la noi, iar cei din Moldova să meargă în România și Ucraina. În felul acesta să încurajăm turismul regional. Poate nu este atât de atractiv o singură regiune, fie Reni, fie Galați, fie Cahul, însă dacă oferi un pachet turistic care include și traseul verde, traseul istoric, atunci lucrul acesta fie cu mult mai atractiv. IDIS viitorul va informa pe parcurs toate lucrurile interesante care le-am găsit în aceste regiuni extrem de frumoase și cu istorie bogată. Al doilea lucru, deci, cum am spus, este să încurajăm odihna în Republica Moldova și al treilea, să încurajăm odihna organizată. Deci, companiile, agențiile, turism au foarte mult de lucru ca să educe un comportament, o cultură a consumului de produse turistice în Republica Moldova. Deci, noi până ce nu ne odihnim, iar cei care se odihnesc preferă să se odihnească, în special tinerii, într-o formă personalizată, nu vreau să spun în nivărus este un cuvânt așa puțin mai nediplomatic, dar preferă să se odihnească pe cont propriu. Noi trebuie să educăm cetățeanul nostru să fie un consumator civilizat, un consumator de produse turistice, care sunt și educaționale, care sunt și utile și care sunt benefice. Sper că acest lucru se va întâmpla, iar ramura turistică în Republica Moldova, care în prezent este extrem de slab dezvoltată, are și trebuie să aibă potențial puternic. Să nu uităm că avem aproximativ 550-600 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, care deja în fiecare an merg cel puțin o dată la odihnă. Vă mulțumesc mult și încă o dată reamintesc că dacă sunt anumite sugestii și propuneri, noi le așteptăm cu mare drag pe pagina fie IDIS Viitorul, fie Privesc EU, ca noi în alte analize economice să reflectăm și alte subiecte de importanță majoră pentru economia Republicii Moldova și care prezintă un interes sporit pentru cei care vor să știe cum mișcă economia Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult!